cum frați, titlul studiului din această dimineață este Credincios în lucrul încredințat. Credincioșia este descrisă acolo în roada Duhului din Galaten 5. Și printre alte descrieri, credincioșia este enumerată acolo. Ca să ajung să reflect chipului lui Hristos, roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea și toate celelalte trebuie să fie reflectate în viața mea. Acelea sunt practice, nu atât de mult de cunoștințe, nu atât de mult intelectual, cât roaga, roada Duhului este practică. Să iubești, nu trebuie diplome. Să ai pace, nu trebuie să ai facultate. Să ai bucurie este o chestiune care ține de relația cu Dumnezeu. Și pacea în mijlocul problemelor, în mijlocul necazului, de asemenea, este doar ceea pe care Dumnezeu poate să o dea în mijlocul nostru, în mijlocul poporului său. Atunci când treci prin greutăți și oamenii văd pace pe, pe fața ta, ei se întreabă de ce omul acesta este diferit. De ce omul acesta este liniștit? Și aș vrea să ne gândim la experiența Mântuitorului când trăgeau de el, când îl primbau de la Ana, la Caiafa, la Irod. Ce era pe fața lui? Pace. O pace de nedescris. În jurul lui era furtună, oameni răi, nedreptate. Iar pe fața lui, știți ce era? Exact ce era în inima lui. Pacea era o radiere a sufletului său. Credincios în lucrul încredințat. Și vreau să deschidem Sfânta Scriptură în Matei la capitolul 24 și ascultați ce spune Întuitorul. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata că și fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă. Este o întrebare aici mântuitorul întreabă: care este deci robul credincios și înțelept? Știți, robul întotdeauna are o lucrare de făcut. I se încredințează o lucrare. El are o misiune tu trebuie să te ocupi de sectorul acesta, tu trebuie să păzești în colțul acesta, tu trebuie să te ocupi cu aprovizionarea și, la fel ca și aici, în tabăra aceasta, ca noi să putem să ne bucurăm de ocazia aceasta, a trebuit multă muncă și organizare în spate. Și la bucătărie, și la tehnic, și la aparatură, la transmisie. Fiecare are o responsabilitate. Și lucrul funcționează bine și tabăra aceasta se desfășoară în condiții bune atunci când fiecare este, este credincios în lucrul încredințat. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă acum va trebui să mergem la masă și cei care au avut lucrul acesta încredințat să spună da, noi ne-am trezit la ora 9. Am rămâne flămânzi. Și Mântuitorul întreabă: „Care este robul credincios și înțelept pe care stăpânul l-a pus peste ceata slujilor ca să le dea hrană la vreme potrivită?” Ferice de robul acela, pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Și ascultați. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui: „Stăpânul meu zăbovește să vină,” Dacă va începe să bată pe tovară și lui de slujbă, și să mănânce și să bea cu vețivii, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă, și în ceasul în care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Aș vrea să mă întorc un pic. Dar dacă este un rob necredincios, dacă este un rob rău, care zice în. Interesant. Foarte inspirate aceste cuvinte ale Mântuitorului, care zice în inima lui, nu pe buzele lui, nu cu gura lui. Pentru că de multe ori noi cu buzele exprimăm ceva, dar în inimă este altceva. Și te întâlnești cu un frate, și te întâlnești cu o soră, și zâmbitor, vai sora ce frumos îți stă, vai da ce bine. Și când te întorci în spate, îi spui prietene tale, nu s-o fi uitat și ea în oglindă. Dar nu s-a văzut și el. Spuneți-mi că nu este așa de multe ori. Spuneți-mi că nu se întâmplă lucrul acesta. Pe buzele noastre să fie ceva, dar în inima mea, în interior, să fie altceva. Dacă este un rob rău care zice în inima lui și tot Mântuitorul spunea că-și din inimă ies gândurile rele. Se pare că sunt ceva probleme cu, cu microfonul. Schimbă. Să sperăm că, că va merge. Dacă este un rob rău care zice în inima lui și ziceam, din inimă ce ies? Gândurile, ucideri, curvii, prea curvii. Dar să știți că pentru un timp omul poate spune cu buzele ceva, chiar dacă în inima lui este altceva. Noi putem să spunem cu buzele noastre, stăpânul vine, în timp ce în inima, care este atitudinea? Stăpânul zăbovește. Putem să predicăm Hristos vine curând, dar să știți că mai curând sau mai târziu, în acțiunile mele se va vedea nu ceea ce spun cu gură, ci ceea ce este în inimă. Ne putem ascunde, dar nu ne putem ascunde la infinit. Dacă robul acesta este credincios și drept, înțelept, atunci lucrarea stăpânului propășește. Dar dacă sunt un rob rău. Care zice în inima lui stăpânul zăbovește, observați ce se întâmplă, acțiunile acestui rob se schimbă, dacă începe să bată pe tovarășii lui de slujbă, dacă începe să mănânce și să bea cu bețivii. De ce? Pentru că ceea ce a fost în inima lui a început să fie exteriorizat. Și acțiunile lui s-a schimbat. Și un alt aspect, robul acesta nu zice stăpânul meu nu mai vine, eu sunt stăpân. Ce spune? Zăbovește. Nu vine astăzi, mai am timp. Și aceasta este atitudinea celor mai mulți dintre noi. Amânarea, zăbovirea. Dumnezeu spune, dă-mi inima ta astăzi, acum. Oh, nu vine acum. Și sunt oameni care studiază profeția ca să știe cât timp ei pot să mai trăiască în păcat și când o să văd, frate, că o să se împlinească și ultima profeție, atunci eu repede voi veni. Și nu știu dacă ai gândit și tu, și poate ai gândit și tu și eu în felul acesta. Să urmărești împlinirea, evenimentele finale. Și vreau să fiți atenți, cum frați, în ce context a spus Mântuitorul aceste cuvinte. Matei, capitolul 24, versetul 43 la 51. Ce este capitolul 24? O desfășurare a ce? A evenimentelor finale. Este adevărat, a fost valabil și pentru cei din vremea Domnului Hristos. Dar acest capitol este mai adevărat și aceste evenimente sunt evenimentele care se desfășoară înaintea revenirii Domnului Hristos. Iar în contextul acesta al evenimentelor finale, Mântuitorul spune care este robul credincios și înțelept? Credincios în lucrul încredințat. Mesajul din această dimineață. Și aș vrea să ne întrebăm, când privim la evenimentele acestea din jurul nostru, ce este în mintea mea? Mai am timp? Sau, Doamne, eu trebuie să fiu credincios? Să dau o hrană potrivită? Care este robul înțelept și credincios care să dea hrană la vremea hotărâtă? Depinde de mine și depinde de tine. Eu nu pot să fiu credincios în lucrul încredințat ție. În Efeseni, la capitolul 4, începând de la versetul 11, spune că Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pastori, învățători, păstori. Și fiecăruia Dumnezeu i-a încredințat o lucrare. Din păcate de cele mai multe ori, eu vreau să fiu credincios, dar în lucru altuia. Eu nu sunt mulțumit cu darul meu și eu nu sunt mulțumit cu ceea ce mi-a încredințat Dumnezeu. Frate, ai vrea să slujești în departamentul școlii de sabat? Dacă nu sunt prezbiter, eu nu iau frate. Înțelegeți? Dar Dumnezeu ți-a încredințat un aspect. Dumnezeu știe că tu ai un dar. Nu? Dacă nu mi se dă slujba aceasta sau cealaltă. Și de multe ori noi vrem să fim credincioși în darurile care nu ne-au fost încredințate. Dar aici Mântuitorul spune, robul credincios, care este darul tău? Și toate acestea continuă mai departe, Apostolul, pentru desăvârșirea, pentru ce a dat Dumnezeu toate acestea? Pentru desăvârșirea sfinților, cum am putea spune? Pentru reflectarea chipului lui Hristos. Și Dumnezeu ți-a dat un dar, ce să faci cu el? Să reflecti chipul său. Și Dumnezeu a dat darul în Biserică mai multe. De ce? Ca biserica sa să reflecte slava lui Dumnezeu, chipul său. Amin? Amin. Dar știți ce se întâmplă? Exact ca un corp. Știți, în Scriptură, biserica este asemănată cu un corp. Și dacă mâna nu-și face lucrarea, și dacă creierul acesta acum dă o comandă și spune mâinii, apucă lucrul acesta și mâna nu vrea, pot să aduc la îndeplinire ceea ce îmi doresc. Să știți, la fel se întâmplă cu biserica. Și pentru că eu nu sunt credincios în lucrul încredințat mie, imaginați-vă dacă mâna mea ar vrea să fie picior. Ce ar trebui să fac? N-aș mai merge cu capul sus. Ar trebui să merg cu capul în jos și picioarele în sus. Este normal? E normal la circ. Dar, frații mei, cam așa merge astăzi biserica. Și în loc să mergem și trupul acesta să funcționeze, și citiți că nu avem timp acum, dar să nu mai fim copii. Plutiți încolo și încoace purtați de orice vânt de învățătură, să fim credincioși adevărului ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos. Aceasta este motivul din el tot trupul bine închegat, strâns, legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Dacă fiecare încheietură nu lucrează. Dacă o încheietură nu lucrează. Dacă genunchiul meu nu funcționează. Ce se întâmplă? Este o problemă. De ce? Toate acestea sunt făcute ca să reflectăm chipul lui Hristos. Apostolul îi dă un îndemn lui Timotei, Apostolul Pavel, și îi spune, nu mai deschidem acum, în Anteia Timotei 4, versetul 14, nu fi nepăsător de darul care este în tine. În dimineața aceasta gândește-te, Doamne, care este lucrul pe care tu mi l-ai încredințat mie? Și vreau să spun tuturor dar mai ales a care sunt prieteni de adevăr, care sunt cu noi și n-au încheiat încă legământ cu Dumnezeu prin botez. Aici vorbim și pentru cei tari, dar și pentru cei slabi. Să știți că noi copiilor noștri nu le încredințăm lucruri decât potrivit cu ce? Cu vârsta. Nu să pun periana la șapte ani să taie lemne. Înțelegeți? Ci potrivit cu vârsta vin și responsabilitățile. Și la fel este scump, frați, în viața de credință. Ești prunc în Hristos. Și Hristos îți dă o lucrare. Potrivit cu puterea ta. Nu te speria. Poate auzi aici vorbindu-se de lucruri. Doamne, când pot eu să fac lucrul acesta? Nu te speria. Ci mergi liniștit pe genunchi și întreabă Doamne, eu sunt la nivelul acesta. Suntem diferiți. Unii sunt mai avansați, alții acum cunosc. Noi nu putem să mergem toți în același ritm. Chiar dacă cuvântul uneori este dur, este tare, nu descurajați. Și nu spuneți, Doamne, eu nu o să pot, do mă las în pace, Doamne. Fratele Andrei, fratele Sergiu spune, Doamne, dar eu nu pot, eu nu știu. Mergi potrivit cu ceea ce ți-a încredințat Dumnezeu. Și mă gândesc la un aspect din natură, care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră. Fermierul merge în hambarul său și ară, acolo are grâul, bobul acela de grâu. Îl ia. Îl aruncă în pământ cu ce scop? Să dea roadă. Nu să fie gazon. Nu să fie iarbă verde. Ci punem greul în pământ. Cu gândul ca acesta să aducă rod. Și fermierul a semănat. A venit ploaia, l-au dat. Au dat razele de soare și a încălzit pământul. Și după o săptămână, două, fermierul merge. Și scârmă așa un pic în pământ. Și găsește un bob de grâu care este încolțit. Știți ce spune fermierul când vede bobul acela încolțit? Este desăvârșit. Pentru că în procesul acesta de la însămânțare până la roadă sunt etape scumpii mei frați. Dar dacă după două săptămâni în care a avut condiții optime, a avut apă, a avut căldură, scârmă și sămânța aceea nu este încolțită, ce spune fermierul? Trebuie să întorc. După încă două, trei săptămâni, fermierul se duce și vede așa un fir firav și se bucură și spune, da, e desăvârșită planta aceasta. Lucrarea aceasta e desăvârșită. De ce? Pentru că în procesul acesta, până la maturizare, el știe că sunt niște pași cum frați. Și aici este o încurajare pentru cei care sunt tineri în credință, care vor să încheie acum legământ cu Dumnezeu. Da, Dumnezeu ne-a dat și ne-a pus o țintă, dar până la acea țintă nu facem bangi jumping, sărim, da? Nu avem trambuline ci sunt pași. Și Dumnezeu ți-a dat un dar. Și Dumnezeu îți încredințează responsabilități mai mici. Și felul în care tu ești credincios în împlinirea lor, te poate pregăti pentru responsabilități mai mari. Acum nimeni să nu zică, a, eu sunt copil, pentru că Sfânta Scriptură vorbește și despre unii care trebuiau să fie oameni tari, da? să se hrănească cu hrană tare, dar au rămas tot timpul prunci. Credincioși și în lucrul încredințat. Vreau să deschidem în cartea Ezechiel, scum frați. La capitolul 2 va trebui să mă să mă grăbesc. Ezechiel, capitolul 2. Este... Ezechiel este chemat să fie proroc pe când poporul Israel era rob în Babilon. În capitolul 1 este descrisă viziunea aceea a făpturilor vii, chipul acela prin de strălucire pe care îl vede Ezechiel și în ultimul verset din capitolul 1, versetul 28, spune Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. Și ascultați în capitolul 2. El mi-a zis, fiul omului, stai în picioare și îți voi vorbi. Ezechiel stă înaintea lui Dumnezeu, pică aproape ca mort, dar când Duhul îi vorbește, ce spune? Cum mi-a vorbit aceste cuvinte? A intrat în mine un Duh și m-a făcut să stau în picioare. Scum, frați, înaintea lui Dumnezeu nu stăm decât prin meritele sale și prin puterea sa. Iar înaintea lucrării pe care el ne-a încredințat-o, noi nu avem putere. Ci puterea aceasta este doar prin Duhul Sfânt. Ca să fiu credincios în lucrul încredințat, așa cum am învățat, am învățat în prima ocazie din experiența lui Ioan Botezătorul, era condus de Duhul Sfânt. Și Ezechiel spune, când Duhul a intrat în mine, am avut tăria să stau înaintea lui Dumnezeu, înaintea Sfințeniei sale. Ce a văzut Ezechiel în capitolul 1? Slava lui Dumnezeu, frații mei. Citiți dumneavoastră când plecați de aici, capitolul acesta. Ezechiel a avut parte de manifestarea slavei lui Dumnezeu. Și spune, am căzut. Da? Am căzut cu fața la pământ. N-am mai avut putere. Și Daniel explică aceeași, exper aceeași experiență. Și Isaia la fel. Vai de mine, sunt pierdut când te întâlnești cu Dumnezeu, cu sfințenia sa. Dar Dumnezeu ne întărește. Și deși oameni slabi și nevrednici, putem să stăm și să lucrăm pentru Dumnezeu. Să fim împreună lucrător cu El. Și acum, ascultați ce îi spune Dumnezeu. El mi-a zis, Fiul Omului. Te trimit la copiii lui Israel, la aceste poboare îndărătnice care s-au răzvrătit împotriva mea. Ei și părinților au păcătuit împotriva mea până în ziua de azi. Da, copiii aceștia la care te trimit sunt nerușinați, cu inima pietrită. Tu să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, căci sunt o casă de îndărădnici, vor ști totuși că în mijlocul lor este un proroc. Tu fiul omului, nu să nu te temi de ei, nici să nu te sperii de cuvintele lor și măcar că sunt niște mărăcini și spini lângă tine și măcar că locuiești împreună cu niște scorpii, totuși nu te teme de cuvintele lor și nu te înspăimânta de fețele lor că sunt o casă de îndărădnici. Și nu mai avem timp să citim mai departe. Ce îi spune Dumnezeu lui Ezechiel? Ezechiel, eu îți încredințez o lucrare. Dar ai grijă că lucrarea aceasta nu este ușoară. Și Dumnezeu îl pregătește și îi spune, știi la cine te trimit eu? La casa lui Israel. Dar știi cum e casa aceasta? Atât de împietrită încât nu o să te asculte. Dar tu să le spui ce spun eu. Ei sunt niște mărăcini, sunt niște spini, sunt niște scorpii. Și Mântuitorul, Dumnezeu aici, face o descriere a bisericii sale din timpul acela. Și îi spune lui Ezechiel, tu să nu te te tu să nu dai înapoi, să nu te înspăimânți, să le spui cuvintele mele, versetul 7, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta. Și Dumnezeu avertizează acum în versetul 8. Tu, fiul omului, ascultă ce-ți spun. Nu fii îndărătnic ca această casă de îndărătnici. Scum, frate. Dumnezeu judecă pe fiecare, în parte. Și Ezechiel nu avea nicio scuză să fie îndărădnic înaintea lui Dumnezeu, mai ales după ce Dumnezeu i-a vorbit. Ezechiel putea să spună, Doamne, da, Tu știi că n-ar ce, ce rost mai are să mai îmrăcesc eu, Doamne, gura. Doamne, dar știi câte probleme o să am din cauza aceasta? La ce să mai îmi fac eu problemele acestea? Să-mi bat eu cu el dacă oricum nu câștig nimic. Și Dumnezeu îl pregătește pe Ezechiel. Credincios în lucrul încredințat. Tu să le spui. Scump frații, să nu avem impresia că atunci când Dumnezeu ne încredințează un lucru, toate vor merge așa șnur. Nu? Așteptați-vă ca și Ezechiel să găsiți ce? Împotrivire? Inimi împietrite? Îndărădnicie? Să stai de vorbă cu scorpii? Cu mărăcini? Nu știu dacă Dumnezeu ar face o descriere a bisericii, ce ar spune despre mine? Mărăcini? Spin? Paie? Scorpie? Pui de năpârci? Dar astăzi vrem să fim corecți politic. Să lăudăm, să periem, să mângâiem. Și Dumnezeu descrie pe poporul său într-un fel. Și când Ezechiel merge la ei, l-au ascultat? Nu. Vedem, mergem în capitolul 3, versetul 7. Dar casa Israelului Israel nu te va asculta, pentru că nu vrea să mă asculte, că și toată casa lui Israel are fruntea încruntată și împietrită, inima. Iată că îți voi face fața tot așa de aspră ca fețele lor și fruntea tot așa de aspră ca fruntea lor. Îți voi face fruntea ca un diamant, mai aspră decât stânca. Nu te teme și nu te înspăimânta, că sunt o casă de îndărădnici. Și Dumnezeu îl pregătește pe Ezechiel. Știți ce înțeleg din experiența lui Ezechiel, frații mei? Dumnezeu aici nu l-a izolat pe Ezechiel, du-te Ezechiel separat. Nu Ezechiel. Ci în mijlocul acestei case de îndărădnici, tu trebuie să-ți faci fruntea ca rama. Cremere, stânca. Tare de tot. Și tu trebuie să stai de partea mea, să fii credincios în lucrul încredințat. Nu fugi de responsabilitate, Ezechiel. Și Dumnezeu avertizează că știa ce lucrare grea va avea. Te trimit la acest popor cu inima ampietrită, cu fruntea încruntată. S-a tot citit din faptele Apostolilor, capitolul 7, zilele acestea. Știți ce spune Ștefan în zilele, în, în vremea lui? 7 cu 55, nu mai deschidem. Oameni tari la cerbice. Care era situația poporului Israel în timpul lui Ioan Botezătorul? În timpul lui Ștefan și al lui Isus, că cei au fost contemporani? Cum erau ei? Un popor exact ca cel din vremea lui Ezechiel. Cu inima împietrită. Cu fruntea cremene. Încruntată. Și priviți în viața lui Ioan Botezătorul. I-a fost ușor. La fel ca și Ezechiel. Dar Dumnezeu l-a pregătit. Și Ioan a fost credincios în lucrul încredințat lui. Haideți în fugă să deschidem la Ezechiel, capitolul 33. Mă tot la ceas, pentru că nu vreau să întârziem. Ezechiel, capitolul 33. Și Dumnezeu îi spune astfel lui Ezechiel. Ezechiel, capitolul 33, începând de la versetul 2. Fiul omului, vorbește copiilor poporului tău și spune când voi aduce sabia peste vreo țară și poporul țării va lua din mijlocul lui pe un om oarecare și îl va pune ca străjer, dacă omul acela va vedea venind sabia asupra țării, va suna din trâmbiță și va da de știre poporului, și dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței nu se va feri și va veni sabia și îl va prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui fiindcă a auzit sunetul trâmbiței și nu s-a ferit. De aceea, sângele lui să cadă asupra lui. Dar dacă se va feri, își va scăpa viața. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță, și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Credincios în lucrul încredințat. Și acum versetul 7. Acum fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care este din gura mea și să înștiințezi din partea mea. Ce este un străjer? Care este lucrarea unui străjer, scum frați? Și haide să mergem în timpul acela, când erau cetăți. Ce trebuia să facă un străjer? Să vegheze. Și un străjer avea o zonă anume. Și era pus poate într-un colț al cetății și îi spunea, tu trebuie să veghezi în zona asta de aici și până aici. Și trebuie să vezi orice mișcare și să studiezi. Și când ai văzut un mic semn, tu trebuie să cercetezi. Și când ai văzut că vine pericolul, tu trebuie să suni din trâmbiță. Dar imaginați-vă un străjer care în loc să privească de acolo până acolo, el stă și privește la fotbalul din cetate. El stă și se uită cum se ceartă cei din cetate. El stă și văd cum joacă cărții cei din cetate. Ai sta într-o asemenea cetate? Ai vrea un asemenea străjer? și îl vezi că se dă jos de acolo ca să dea și el un gol. Să alerge și el, să dribleze și el. Ai vrea un asemenea străjer, cum frate? Nu. Dar în poporul lui Dumnezeu sunt suficient străjeri de felul acesta care în loc să fie atent la lucrul încredințat lui, el se duce și se ocupă de lucrurile care nu sunt ale lui. Și nu vă gândiți la alții, frații mei, că și fiecare dintre noi suntem un străjer. Știți că noi, ca biserică, suntem chemați să fim străjeri și avem un lucru încredințat. Noi n-ar trebui să ne ocupăm cu lucrurile lumii. Noi n-ar trebui să ne coborâm la nivelul lumii, Scum frați. Avem o misiune. Trebuie să mâncăm, trebuie să ne hrănim, trebuie să lucrăm, dar lucrurile acestea nu sunt un scop. Și distracțiile lumii nu sunt acelea cu care străjerul lui Dumnezeu astăzi să se ocupe. Și, din păcate, am ajuns astăzi să avem în școlile noastre ale bisericii terenuri de fotbal, de tenis, să facem campionat de șah, de table, pentru că am uitat misiunea și am uitat că mai suntem străjeri. Ne-am dat jos după ziduri și lucrarea de veghere nu mai este și lucrarea de avertizare credincios și drept în contextul ce? Evenimentelor finale. Și bani cheltuiți pe teren de fotbal în institutele noastre teologice. Nu-i normal, scumpii mei frați. Asta arată că noi ne-am pierdut și nu mai suntem credincioși în lucrul încredințat nou, individual și ca biserică. să fie cu iertare. Mă doare lucrul acesta. Dacă noi am ajuns să educăm copiii noștri în loc să fie străjeri pe ziduri, să vadă orice licările, să spună ce se întâmplă. Dacă am ajuns să-i să educăm în lucrul lumii și în spiritul lumii, ce șanse mai are cetatea aceea? Fiul omului, îți voi face fruntea ca diamantul. Stai aici, îi spune Dumnezeu lui Edechiel. Și aud pe unii când văd lucrurile acestea, nu mai plec din biserică, nu plec ca fratele meu. Nu pleca sora mea, prietenul meu de adevăr, care vrei să închei legământ cu Dumnezeu, nu pleca. Aici este biserica. Și aici este adevărul pe care Dumnezeu l-a dat. Dar, în același timp, Dumnezeu te cheamă să fii credincios tu. În lucrul tău. Să nu mai privești la ceilalți. Se întâmplă lucrurile acestea și multe altele. Dar știți ce? Am ajuns atât de credincioși încât știm să-i judecăm pe ceilalți. Încă știm ce trebuie să facă celălalt, dar am pierdut din vedere lucrarea pe care trebuie să o fac eu. Scump frate, vreau să spun un lucru. Toți trebuie să predicăm. Absolut toți cei care suntem aici trebuie să predicăm. Și cu putere. Și mi-aduc aminte de niște cuvinte care le spunea cineva. Predicați. 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 Iar când este nevoie, mai folosiți și cuvinte. Ați înțeles? Noi toți trebuie să predicăm prin viața noastră, scumpii mei, frați. N-avem darul vorbirii, dar prin trăirea mea, credincios în lucru care mie mi-a fost încredințat și ție, eu o predică. Și așa cum era amintit aseară, prin hainele mele, prin fața mea, prin atitudinea mea, eu rostesc o predică. Nu te speria că n-ai darul vorbirii, că cine fesea în FSM Dumnezeu spune, unul i-a dat, proroc, apostol, lume. nu. Dar toți trebuie să fim credincioși în ceea ce înseamnă practică. Și vecinii mei trebuie zilnic să vadă o predică în viața mea. De răbdare. Roada Duhului. lunga răbdare care ne lipsește. Și privesc la mine așa și repede mi din... Și copilul și... Scump frați, trăim timpul acesta al desfășurării evenimentelor care se desfășoară în fața noastră. Și în timpul acesta Dumnezeu spune, Sergiu, tu trebuie să fii credincios în lucrul încredințat ție. Mergem mai departe. Ioan. Studiem experiența lui Ioan. A fost Ioan credincios în lucrul încredințat lui. Da. Ia ascultați. Ioan zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Și nu putea să spună Ioan, Doamne, dar știi ce pățesc dacă... Știa. Dar Ioan este credincios și la fel ca și lui Ezechiel, Dumnezeu îi spune să le spui cuvintele mele, ceea ce îți spun eu. Și Ioan nu se dă înapoi. Când a văzut pe mulți farisei și saduchei că vin să primească botezul, le-a zis, pui de nepârci. cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și misiunea lui Ioan a fost aceea de a restabili lucrurile, ca și a lui Ilie. Este o paralelă între viața lui Ilie și a lui Ioan Botezătorul. Și nu știu dacă vom avea timp în, în tabără aceasta să studiem în profund paralela aceasta. Ioan, Ilie, Ilie în vremea lui a fost chemat într-o vreme de apostazie să restabilească toate lucrurile și la fel și Ioan. Și nu se poate face lucrul acesta decât fiind credincios în lucrul care ți-a fost încredințat. Ioan a avut această misiune. De a avertiza, de a mustra, de a îndrepta toate lucrurile, de a pregăti și a netezi calea pentru venirea Mântuitorului. Ioan a fost chemat să fie un sol, scump frați. În Marcul, la capitolul 6, 6 cu 18, nu știu dacă am pus aici, nu cred că am pus, spune solul lui Dumnezeu. Așa vorbește Scriptura. Ioan era un sol. Un sol trimis de Dumnezeu. Scump frați și surori. Vreau să vă spun că Dumnezeu astăzi nu are nevoie de predicatori. Este o mare diferență între un predicator și un mesager și un sol. Predicatorul spune ce vrea el. Solul are datoria să spună ce i s-a dat. Ezechiel era un mesager al lui Dumnezeu. El nu trebuia să țină predici. El nu trebuia să adauge și nu trebuia să scoată din cuvântul lui Dumnezeu. Ezechiel trebuia să spună exact cum i-a zis Domnul. Și imaginați-vă când în vremea aceea împăratul spunea unui sol, te duci la cutare și îi spui cuvântul acesta, vino la mine, peste trei ore. Și să ducă solul și să spună, împăratul a zis să vii peste șapte ore la el. Cum ar fi? Înțelegem? Dumnezeu astăzi are nevoie de soli. Iar în Apocalips la capitolul 14, nu avem trei predici. Ce avem? Trei solii îngerești, care acestea trebuie trăite în primul rând. Predicate. Dumnezeu te cheamă să fii un sol, dar în mod practic, fiind credincios în ceea ce ți s-a încredințat. Unul i-a dat darul binefacerii, altuia darul rugăciunii, altul altuia, a altuia, altuia, altuia. Și fiecare să-și pună darul lui la schimb. Pilda talanților. Unu, doi, cinci, Fii credincios în lucrul care ți-a fost încredințat ție. frați și surori, Ioan a fost credincios în lucrul încredințat lui și a mostrat pe împărați, i-a mostrat pe toți, a avedit, a vorbit pentru farisei, pentru cărturari, pentru uh, vameși, pentru soldați, pentru, pentru săraci, pentru toate categoriile. A vorbit cuvântul lui Dumnezeu într-un mod credincios și a lăsat urmările pe seama lui Dumnezeu. Ascultați un paragraf. Purtarea lui Ioan Botezătorul era o oglindă continuă a adevărurilor pe care el le propagă. Cum era purtarea lui Ioan? O oglindă a adevărurilor. Cu alte cuvinte, vorbirea lui Ioan, predicarea lui Ioan era în acord cu ceea ce el trăia. Și vreau să vă spun că Ioan nici nu trebuia să deschidă gura. Și viața lui, îmbrăcămintea lui așa cum am învățat. Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de călmilă, era încins, oamenii știau. Și unii spuneau, aolo, nebunul ăsta, ăsta trebuia să fie îmbrăcat în haine preoțești. Acesta trebuia să fie în templu, știți? Ioan trebuia să fie preot. Și poate ajungea mare preot. Deși mi-e greu să cred că în vremea aceea, la felul în care se ajungea la conducere, era un dezastru. Dar, frații mei, purtarea lui Ioan era o oglindire a adevărurilor care el le predica. Noi astăzi putem să predicăm cu putere. Și vreau să vă spun, faceți proba aceasta. Mergeți în biserica dumneavoastră și predicați cele mai tare adevăruri. Dar când vă dați de la ambonule trei să vedeți dacă vă va zice cineva ceva. Oamenii nu sunt deranjați de cuvintele pe care le spuneți. Când acestea sunt contrazise de fapte. Predicați despre revenirea Domnului Hristos. Dar dacă în inimă și în faptele mele eu spun, stăpânul zăbovește să vină. Oamenii nu vă stați liniștiți. vorbe. Predicați de modă. Dacă copiii tăi, dacă eu. Predicați de ce vreți dumneavoastră. Și când te-ai dat de la amvon în jos, trăiești la fel ca ceilalți. Te-ai dat jos după zi și ești la nivelul celorlalți. Scumpii mei frați, oamenii nu sunt deranjați de cuvinte. Ci oamenii sunt deranjați de Eram într-un grup într-o ocazie. Și fără să vorbesc de reforma sănătății, fără să vorbesc de nimic, cineva începe așa să atace, să dea săgeți. Băi, și-am mâncat! Știind că eu nu consum lucrurile acele. Și nu vorbisem nimic, nu zisesem nimic. Dar atât de fiert era în suflet că era cineva acolo care, care nu consuma ce consuma el. Înțelegeți? Dar eu pot să vorbesc de reforma sănătății, dar dacă la urmă eu sunt lângă el, dacă mănânc și beau ce bea el, credeți că e deranjat? Nu. Oamenii din timpul lui Ioan erau deranjați nu pentru ceea ce vorbea Ioan, ci pentru ceea ce Ioan trăia. Și cei sinceri, cei doritori de mântuire, fugeau după Ioan, nu atât de mult după cuvintele care le spuneau, ci că în el vedea această oglindire. A acestor adevăruri pe care le predica. Mai departe spune: El nu năzuia după demnități și onoruri lumești. Știți că totul se schimbă când tu vrei să fii sus, când vrei demnitate, când vrei să fii aplaudat, când vrei să fii lăudat. Știți cum se schimbă vorbirea? Știți cum se schimbă solia, când vrei să câștigi bunăvoința unor oameni? Se schimbă totul. Și câți oameni nu mai sunt credincioși în lucrul încredințat față de Dumnezeu? Pentru că ei vor să fie apreciați și lăudați și acceptați de oameni. Viața sa era lipsită de egoism. Se caracteriza prin umilință, prin abnegație. Învățăturile, sfaturile, mustrările sale erau din inimă, sincere și lipsite de orice teamă. Și îmi plac aceste cuvinte subliniate în misiunea sa. El nu se abătu nici la dreapta, nici la stânga pentru a câștiga aplauzele vreunei persoane oarecare credincios în lucrul încredințat ție. Ioan nu s-a dat nici la dreapta, nici la stânga pentru a câștiga. Ioan, hai cu noi, ești bun și... Și a ajuns să fie numit drac, care drac, a ajuns să fie marginalizat, a ajuns să fie luat la întrebări. Dar cu ce putere botezi tu? Deschideți în Ioan 1. Nu avem timp să citim. Dar spune-ne, ești... Păi nu sunt nici Mesia, nu sunt nici Ilie, nici Moise. Prorocul, prorocul când spuneau, în special la Moise se refereau. Eu nu sunt, dar cine ești? Păi eu sunt glasul celui care strigă în pustie. Și atunci de ce botezi? Dacă nu ești nici, nici, nici. Că numai ei are voie. Numai Mesia, numai Ilie și numai prorocul. Cum de îndrăznești tu să faci o asemenea lucrare? Mesia dacă vine, vine prin canalul care credem noi. Și era amintit, câți preoți a mers la nașterea Domnului Hristos? Când magii au venit și i-au avertizat. Câți? Niciun. Dar știți de ce? Mă întreb, câți preoți au mers la nașterea lui Ioan? Poate la nașterea Domnului Hristos avea o scuză. Dar știau că Ioan se va naște? Știau. Pentru că în Templu am studiat noi, Zaharia a avut acea viziune. Cum era Zaharia? Cum spune Scriptura? Zaharia era în vârstă. Elisabeta era în vârstă. Nu știu cât s-au dus să vadă. Ia să vedem și noi minunea aceasta. Wow! Dumnezeu a făcut o minune ca în vremea părintelui Avraam. Poate fizic, Zaharia și Elisabeta nu puteau să mai aibă copii. Că Scriptura spune, era în vârstă. La fel și cu Avram și Sara. Și nu s-au dus să vadă Zaharia, ia să vedem și noi. S-a născut fiu. Nu să se închine, ci să vadă minunea aceasta cu ochii lor. Câți au studiat? Ia să vedem și noi, Zaharia, care este lucrarea? Zaharia, ce ți-a descoperit Duhul Sfânt? Păi va fi preot, va fi slujitor al celui prea va netezi, va avea lucrarea aceasta, va descoperi, va... Și pentru că ei n-au fost interesați de lucrarea lui Ioan. Pentru că, a, Zaharia, a, un, un, un bătrânel, cred că a avut și el așa vreo... Eh, ce o să fie copilul acesta? Și pentru că Ioan n-a mai fost în școlile lor, și pentru că după ce s-a născut ei, n-au mai văzut pe Ioan. Și Ioan era prin pustie ce au zis și a pierdut mințile. Și de aceea nici lucrarea lui Isus nu a fost acceptată, scum, frații. Și vreau să înțelegem că atitudinea pe care noi o avem față de solii credincioși ai lui Dumnezeu determină dacă eu voi fi pregătit la revenirea Domnului Hristos. S-ar putea să nu fie. Cei mai apreciați. S-ar putea să fie aspri. Înfățișa... Imaginați-vă pe Ioan Botezătorul cu haina aceea de păr de cămilă, cu o cingătoare diferit, deosebit de toți ceilalți, prin pustiu, mâncând diferit de ei, trăind într-o într într smerenie și într-o umilință și într-o lepădare de sine total diferită de ceilalți. Ce să ne spună nou omul acesta? Dar Ioan predica prin ce, în primul rând? Prin trăire. Și Ioan a fost credincios în lucrul încredințat lui. Scum frați, am în fața mea câteva cuvinte scrise de Richard Baxter. Omul acesta a trăit undeva prin anul 1600 și ceva, a murit în 1691. A fost un păstor al unei biserici. El are o carte scrisă, e tradusă în limba română, Păstorul cu viața înnoită. Este o carte foarte bună. Chiar dacă este într-un mod special dedicată slujitorilor la altar. Cartea aceasta este extraordinară și are niște sfaturi extraordinare. Ascultați ce spune omul acesta referitor la vorbire și trăire. Iată, aceasta reprezintă pericolul și calamitatea obișnuită a bisericii. Să aibă slujitori neregenerați și neexperimentați și să aibă atât de mulți oameni care se fac pastori, slujitori înainte de a deveni creștini. Destul de dure cuvintele acestea, nu vi se par? să spună, o calamitate pentru biserică. Oameni care ajung să slujească înainte ca ei să fie creștini. Înainte ca ei să fie convertiți. Și oameni care ajung să slujească în poziții destul de înalte, înainte ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu. Oameni care sunt sfințiți prin dedicarea la altar pentru a fi preoții ai Lui Dumnezeu, înainte să fie sfințiți printr-o dedicare din inimă și ca ucenici al Lui Hristos. Cum era Ioan credincios în lucrul încredințat lui? Pentru că el n-a fost dedicat la altar. Ci pentru că el a fost dedicat cum? Lui Dumnezeu. Ca ucenic a fost cu o dedicare a inimii, o dedicare deplină, plină ca ucenic al lui Hristos. Să se închine oamenii aceștia, nesfințiți, da? care n-au o inimă dedicată, să se închine astfel unui Dumnezeu necunoscut. Păi dacă în inima mea eu nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, eu mă închin Dumnezeu necunoscut. Să predice un Hristos necunoscut, să se roage printr-un Duh necunoscut, să recomande o stare de sfințenie și de părtășie cu Dumnezeu și o slavă și o fericire care le sunt total necunoscute și care probabil le vor fi necunoscute pentru veci. Și aici omul acesta vorbea despre slujitori. Dar în timp ce noi citim despre aceasta, să nu ne gândiți, să nu vă gândiți la prezbiterul din comunitatea dumneavoastră, să nu vă gândiți la pastorul din comunitatea dumneavoastră, ci gândiți-vă, studiem credincios în lucrul încredințat ție și mie. Cel care nu îl are în inimă pe Hristosul Harului, pe care îl predică, va fi un predicator fără inimă. Și viața mea, dacă în Hristos nu e în ea, nu va fi o predică. Nu va fi o mustrare pentru ceilalți. Nu va fi un exemplu. Oh, dacă s-ar gândi serios la aceasta, fiecare student din universitățile noastre. Ce lucru fără de valoare este să-și petreacă vremea achiziționând puține cunoștințe cu privire la lucrările lui Dumnezeu și câteva dintre acele nume pe care limbile împărțite ale națiunilor le-au impus când nu-L cunosc pe Dumnezeu însuși, nici nu-L înalță în inimele lor, nici nu sunt familiarizați cu singura lucrare de înnoire care i-ar putea face fericiți. Ce spune? Ce lucru fără de valoare este să achiziționezi, să te duci să studiezi? Cum? Ia ascultați aici, puține cunoștințe cu privire la lucrările lui Dumnezeu. Cât se mai studiază în școlile de astăzi lucrările lui Dumnezeu? Și cât din filozofia lumii, și cu durere spun, și în institutele acelea care pregătesc pastori, e atât de puțină scriptură și atât de puțin din lucrurile lui Dumnezeu și atât de multă psihologie și vezi, uite, trebuie să fie așa ca să știi cum să toate și-au rostul lor. Dar dacă filozofia ajunge să ia locul lucrărilor lui Dumnezeu și adevăratei educații, atunci, cum spune omul acesta, este ce? O calamitate pentru Biserica lui Hristos. Și în creștinismul de astăzi, lucrul acesta este o realitate din păcate. Iar eu și cu tine, în mijlocul acestor lucruri, în mijlocul acestei stări de lucruri, la fel ca și Ioan Botezătorul, la fel ca și Ezechiel. Dumnezeu spune: rămâi aici. Nu ieși. Nu te ascunde. Nu părăsi biserica. Ci fă-ți frunte acum ca diamantul. Întărește-te și fii altfel. Fii tu credincios în lucrul pe care Dumnezeu ți l-a încredințat. Ei umblă ca o umbră și își petrec viața ca niște oameni care visează în timp ce își umplu mintea și buzele cu o mulțime de nume și noțiuni, fiind însă străini de Dumnezeu și de viața Sfinților. Și am studiat teologia și vreau și masterat în psihologie. Și mai vreau și doctorat în științe nu știu de care. Și mai vreau și nu știu ce. Am avut atâta timp să studiez toate lucrările lui Dumnezeu încât să vin înaintea oamenilor ca un izvor nesecat. Dar am timp să studiez și altceva. Și aici spune, umblă, visează, fiind străin de viața de Dumnezeu și de viața Sfinților. Eu și tu putem să fim acești oameni. Nu alții. M-am spus, aici suntem să punem oglinda în dreptul nostru. Poate vă fură gândul să vă gândiți repede. Wow, wow! Nu. Noi suntem chemați să fim credincioși în lucrul încredințat nouă. Ce fac alții? Eu nu pot să răspund pentru dumneavoastră. Nu mă judecă pe mine Dumnezeu pentru pastorul meu. Nu mă judecă pe mine Dumnezeu pentru conferință. Ei trebuie să fie credincioși în lucrul în credința lor. Ei trebuie să se cerceteze ei. Eu trebuie să fiu altfel. Un alt paragraf, tot din aceeași carte, Păstorul cu Viața Înnoită, băgați de seamă ce vă spun. Că omul care are ceva pe lume, care să-i fie atât de drag încât să nu se poată despărți de el pentru Hristos dacă este chemat la lucrul acesta, nu este un adevărat creștin. Ioan a fost un adevărat creștin. Știți de ce? Pentru că Ioan a părăsit totul când i-a fost cerut. Noi nu trebuie să o luăm înainte. Dar aici omul acesta spune, când Dumnezeu îți cere ceva ce ți este drag, îmi place atât de mult tutunul, îmi place atât de mult alcoolul, când tu te desparți de Hristos pentru plăcerea aceea, pentru distracția aceea, pentru tu nu ești un adevărat creștin. Dacă cineva un om are ceva mai drag pe lume, încât nu se desparte despărți pentru Hristos. Ori în câte biserici aș fi trecut, în cea mai mare biserică, dacă numele meu ar fi trecut ca membru și aș avea cea mai înaltă slujbă, dacă eu nu mă pot despărți de lucrul pe care îl iubesc pentru Hristos, eu nu sunt un creștin. Spune mai departe omul acesta, din cauza că o inimă firească nu va crede că Hristos te va chema la așa ceva. Nu frate, nu-mi cere mie Dumnezeu. O frate, a fost valabil pentru alții. nu îmi cere mie Dumnezeu să renunț și să fac eu ce a făcut Ioan Botezătorul. Da, sunt de acord. Nu toți sunt chemați să fie Ioan Botezătorul, dar toți suntem chemați să trăim o viață sfântă ca Ioan Botezătorul. Din cauza că inima ferească niciodată nu va crede că Hristos îi va cere așa ceva, să te desparți de acel lucru făcând din aceasta un act de auto-înșelare. Ce spune Scriptura? Inima este, nespus de rea, deznădăjduit de înșelătoare. Da? Făcând din aceasta un act de înșelare de sine, spun din nou, dacă omul acesta nu poate fi convins că îndatorirea este îndatorire, chemarea este chemare, misiunea este misiune, dacă omul nu poate să fie convins că îndatorirea este îndatorie, din cauza că nu se poate despărți pentru Hristos de ceea ce îi place. O, nă frate, nu, că nu, po, nu îmi cere mie Hristos pentru că eu iubesc păcatul acela, eu iubesc plăcerea aceea, da? El nu este un adevărat creștin. O inimă falsă corupe înțelegerea, aceasta la rândul ei mărește înșelarea în care se găsește inima. Paragraful este din Richard Baxter, da? Autorul, Păstorul cu viața înnoită, pagina 58. Când citesc cuvintele acestea, au aceeași profunzime pentru mine ca spiritul profetic. Pentru că omul acesta, eu am văzut în cartea aceasta, un slujitor al lui Dumnezeu. Bineînțeles, cu lumina care o aveau atunci. Dar eu văd credincioșia în lucrul încredințat lui. Planul lui Ioan era de a trezi pe ascultătorii săi din nepăsarea lor. Și cum a făcut lucrul acesta? Într-un mod special, prin trăire. Predicarea lui nu era decât oglindirea trăirii lui de a le insufla teamă din cauza nelegiuirii. Cuvântările sale erau simple, fără ocolișuri și convingătoare. Nu lingușea pe nimeni, cu atât mai puțin îngădu îngăduia să fie lingușit. Vai frate, nu mai predică nimeni ca tine. Vai fratele și pentru atâtea aplauze, pentru atâtea laude. Ajung să încep să caut aprecierile publicului. Și ce vrea publicul? Ce fel de hrană? Păi vorbește-ne despre. Și ajung să vorbești pe placul publicului. Și în loc să mai fiu un slujitor al lui Dumnezeu, ajung să fiu un comedian. Scuzați expresia. Pentru că doresc ce? Lingușirile oamenilor. Ioan a fost credincios și el nu s-a lăsat lingușit și el nu s-a depărtat de la credincioșia lui. O putere dumnezeiască însoțea forțările lui. Și cu toate că poporul nu asculta decât cu neplăcere, ca Ezechiel, nu te vor asculta. Vor avea inima împietrită, Ezechiel, dar tu spune, trăiește, Fii diferit! Ei sunt mărăcini, spin, scorpii. Tu trebuie să fii un sol al meu. Măcat că poporul asculta cu neplăcere când îi certa pentru viața nelegiuită, totuși nu puteau să se împotrivească cuvintelor sale. Și mă gândeam, Doamne, dar de ce mai trimis pe Ezechiel? Dacă știi că vor fi cu inima împietrită. Pentru că Dumnezeu știa, vor fi oameni care vor răspunde chemărilor. Iau inima împietrită, dar harul lui Dumnezeu este atât de mare încât poate să întoarcă pe un om păcătos prin credincioșia ta și prin credincioșia mea scumpul meu frate. În acest timp înfricoșător și vin la noi. Venim la noi. Studiem despre Iosif, despre Ioan, despre Pavel, dar nu ca niște istorii trecute, ci ca unele prezente, care sunt în desfășurare cu mine și cu tine, fratele meu. În acest timp înfricoșător, înainte de a doua venire a Domnului Hristos. Adică, în timpul nostru predicatorii credincioși ai lui Dumnezeu trebuie să ducă o mărturie mai pronunțată decât cea pe care a dus-o Ioan Botezătorul. Credeți-mă, m-am cutremurat când am citit cuvintele acestea. Predicatorii trebuie să ducă o mărturie mai pronunțată. Și mă întreb ce cuvinte ar folosi Ioan Botezătorul dacă atunci a spus pui de năpârci. Dacă atunci a spus direct lui Rod, nu ți-e îngădui care ar fi atitudinea lui Ioan înainte de a doua venire. O mărturie mai pronunțată și, bineînțeles, nu în vorbire, reține. Când vorbim de mărturie, în primul rând, la ce ne gândim, scum frați? La chipul lui Hristos. O trăire mai pronunțată trebuie să fie văzută în viața mea decât în viața lui Ioan Botezătorul. O trăire a acelor adevăruri pe care le spun. Vi se pare ușor? Dar Dumnezeu ne pregătește. La fel cum l-a pregătit pe Ezechiel, la fel cum l-a pregătit pe Ioan, Dumnezeu dă Duhul. Cum a vorbit? Acel Duh, spune Ezechiel, a intrat în mine și am putut să stau în picioare înaintea lui Dumnezeu. Scum, frați, noi nu stăm prin puterile noastre, nu stăm prin capacitățile noastre. Vorbeam aseară cu prietenii mei, cu Andrei, cu Marco. am spus, m-am rugat, Doamne, eu n-am ce să caut la tabără aceasta. Eu n-am ce să spun oamenilor. Doamne, dacă Tu nu mergi cu mine, eu nu vreau să mă duc. Și nu știu, repet, poate am mai spus, nu știu cum de m-a luat gura pe dinainte și am spus, vin. Pentru că în inima mea nu mi-am dorit lucrul acesta. Și Dumnezeu știe lucrul acesta. Ar mărturia mea și trăirea mea, a familiei mele, trebuie să fie mai pronunțată că trăim vremea dinaintea venirii Domnului Hristos în fața lor, a slujitorilor lui Dumnezeu, a ta și a mea, că și fiecare nu spune eu sunt simplu membru, frate, eu nu sunt nici măcar în comitet. Nu! Tu ai o lucrare. Niciodată poate Dumnezeu nu te va chema să fii în comitet, dar tu tot un slujitor al celui prea înalt ești. În fața lor stă o lucrare importantă, plină de responsabilitate, iar pe aceea care tratează lucrurile cu ușurință. Dumnezeu nu îi recunoaște ca fiind slujitori. Ai -i. Îmi place mai mult termenul acesta slujitor ai săi. E, mai, e mult mai larg termenul acesta de slujitori. Pe aceștia îi așteaptă un necaz teribil. Spre a da o solie, ca cea dată de Ioan, noi trebuie să avem o experiență spirituală ca a lui Ioan. Studiem în această tabără viața lui Ioan Botezător. Poporul lui Dumnezeu va trebui să aibă această experiență a lui Iosif, a lui Ioan, a lui Pavel și a tuturor celorlalte exemple care ne sunt pe paginile Scripturii. Aceeași lucrare trebuie să se săvârșească în noi, aceeași lucrare a Harului de transformare, de schimbare. Și poate am fost necredincios până acum în lucrul încredințat mie, dar trebuie să mă pocăiesc. Și poate n-am înțeles până acum planul lui Dumnezeu cu mine, dar trebuie în rugăciune, Doamne, care este lucrul încredințat mie? Noi trebuie să-L primim pe Dumnezeu și să-L primim și primindu-L pe El, să ne pierdem din vedere pe. Noi ne avem prea mult în vedere pe noi. Și, frate, dacă predic, știm, ce vor zice frații despre mine? Și pentru că mulți din Biserică au ajuns să pună sub semnul întrebării unele profeții. Ajung să nu le mai predică. Ce vor crede oamenii aceștia despre mine? Și pentru că alții ne socotez reforma sănătății, am ajuns să nu mai vorbesc nici prin trăire și nici prin purtare. Ce vor zice ceilalți despre mine? Este un paragraf, o scrisoare pe care sora White a scris-o unui frate, G. Capitolul se numește Gelozie, ceva de genul acesta. Gelozia și îmi scapă din minte. Și aici profetul face referire la faptul că unii slujitori din vremea aceea, într-un mod special, criticau lucrarea soțului ei, a lui James White, care avea o mulțime de responsabilități. Și aș vrea să vedem ce atitudine aveau oamenii aceștia față de lucrarea care i-a fost încredințată. Și spune așa, ei încurcă lucrurile. Nu au acel simț cu privire la ceea ce trebuie să fie un creștin. Și ascultați acum, aceia cărora li s-a încredințat o lucrare de a aduce o mărturie clară, pătrunzătoare, în temere de Dumnezeu, de a mustra răul, de a lucra cu toate energiile pentru a zidi în poporul lui Dumnezeu și de a se întemeia bine în anumite puncte ale adevărului prezent, aceștia au avut parte adesea de critică. Deci ea vorbește despre oameni care și-au împlinit și-au fost credincioși în lucrurilor. Ce spune ea? Oamenii aceștia au avut parte adesea de critică, în locul simpatiei și ajutorului, în locul simpatiei și ajutorului, în timp ce aceia care, ca și tine, au luat-o, cred că am sărit. Nu, da. Aceștia au avut parte adesea de critică, în loc de simpatie și de ajutor, da? Ei au avut parte de opoziție evazivă. Alții sunt nu, cred că am sărit, cred că s-a șters. Sigur este sărit ceva, îmi cer scuze. În loc de a, aici era ca idee, în loc de a avea parte de simpatie și mai erau enumerate alte aspecte, da? erau priviți rău, în timp ce aceia care, ca și tine, au luat o poziție evazivă, sunt considerați oameni devotați și blânzi. În timp ce slujitorul lui Dumnezeu în vremea aceea era criticat, pârfit, vorbit de rău, alții care erau slujitori, dar rețineți, ce fel de poziție au luat? Evazivă. Ceva superficial. Ceva de suprafață. Oportuniști. Ia cum e trendul. Pot să zic lucrul ăsta să n-am probleme, dar atunci îl zic. Pot să fac, da, zic. A, dincolo, nu mai zic, frate. Și așa se întâmplă că și astăzi oameni care sunt chemați de Dumnezeu și care fac o lucrare încredințată de Dumnezeu ajung totuși în dorința lor de a fi apreciați, de a fi numiți oameni devotați și blânzi. Ce să facă? Să mai adauge ei ceva la solia lui Dumnezeu. Să mai îndulcească ei un pic. O, oh, e campelin. Stai să-i mai pun o puțină miere. Stai să mai schimb eu un pic ca să nu fie și să nu am probleme. Scum frați, aș vrea să înțelegem. Tu și cu mine suntem chemați să fim credincioși în lucrul încredințat nou. Mă apropii de încheiere. În timp ce iudeii pretindeau pentru dâns și binecuvântările pe care Dumnezeu le făgăduise celor ascultători și studiam în ocaziile trecute și aminteam nicio făgăduință a lui Dumnezeu, nici chiar ce a făcut lui Avram, nu era necondiționată. Dacă, dacă poporul meu se va ruga, dacă vei asculta, dacă, da? La fel, poporul acesta pretindea bine cuvântările lui Dumnezeu, făgăduințele, da? Acelea care au fost făcute celor ascultători, în același timp, ei trebuiau să sufere urmările blestemului care erau amenințați din cauza neascultărilor. Suntem fiii lui Avram, dar ei ce erau? Erau robii ai romanilor. De ce? Că au fost credincioși condițiilor pe care Dumnezeu le-a cerut lui Avram și urmașilor săi? Nu. Și în timp ce ei erau sub robie, ei pretindeau lucrările și binecuvântările lui Dumnezeu. Și același lucru se întâmplă astăzi cu mine și cu Biserica lui Hristos. Noi pretindem binecuvântările și făgăduințele și promisiunile lui Dumnezeu în timp ce noi nu suntem credincioși acestor condiții cerute de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va bine cumva. La Odiceea este ultima biserică, frate. Ați auzit cu expresia aceasta? N-are Dumnezeu altă biserică. N-are. Dar la Odiceea știți ce spune? Nu că ți-au sfejnicul și îl dau mai departe. Ci la odicei îi spune, te voi vărsa. Tu poți să fii în ultima biserică. Nu mai e altă biserică. Nu trebuie să mă duc eu să fac altă biserică. Nu la aceasta mă cheamă Dumnezeu. Dar să știți că Dumnezeu poate să mă verse din biserica sa. Dacă eu nu împlinesc condițiile cerute de Dumnezeu. Scump, frați. În timp ce pretindem aceste binecuvântări, noi suntem robi ai păcatului, ai lumii. Fără să țină socoteala de aceasta. Ei nu se pocăiră, vorbește de poporul Israel. Ei nu s-au pocăit de păcatele lor ca popor și nu se umiliră în fața Domnului. Scum frați, mi-a atras chiar acum când citeam. Ei nu s-au pocăit de păcatele lor ca popor. Nu doar ca individ. Deoarece Dumnezeul cel atotputernic le-a în timpurile trecute atâta milă și har și Dumnezeu a intervenit, ei ce au zis? Ei, Dumnezeu e cu noi mereu. Ascultați mai departe. Se măguleau și acum și cu, aparent, cu aparență că toate păcatele și fără de legile lor, cu toate că, că, cu toate păcatele și fără de legile lor, el îi va privi mereu ca popor al său favorizat și că își va revărsa asupra lor binecuvântarea deosebită. Așteptau ei binecuvântarea? Da. Împlineau ei condiția? Nu. A venit binecuvântarea? Da. Dar doar peste aceia care au împlinit condiția, scumfrați. Binecuvântarea a venit. Ați avut dreptate. N-a venit peste poporul acela. Și Dumnezeu și-a ales alții din poporul acela. Dumnezeu revarsă binecuvântarea. Dar spune Spiritul Profetic că în Duhul Sfânt va fi revăsat. Va cădea peste unii, iar peste alții nu. Și ceilalți nici nu vor observa că Duhul Său va fi revărsat peste alții de lângă ei. Aceasta a fost întotdeauna a poporului lui Dumnezeu. De a pretinde binecuvântări fără să împlinești condiții, da? Și ascultați ce spune mai departe. Și la fel este cazul mai ales cu acei care trăiesc aproape de timpul sfârșitului. Nu știu de ce sunt unii deranjați când eu spun că repetăm istoria poporului Israel. Dar eu asta văd în Scriptură. Asta văd în Spiritul Profetic. Și cuvântul descrie aici starea poporului Israel care pretindeau, se măguleau. Nu zicem noi că suntem bogați. Suntem, avem adevărul. Dar, frații mei, condițiile cerute de Dumnezeu nu mai sunt împlinite de mine și de tine. Nu mai sunt împlinite de poporul său. Și cuvântul ne spune foarte clar. Nu o spun eu scump, frații. Aceasta a fost întotdeauna primejdia poporului și la fel este cazul acum înainte de venirea lui Hristos. Credincios în lucrul încredințat. Cum a fost Ioan? Credincios. Cum a fost Samson? A avut aceeași chemare? A avut aceeași vedenie, viziune, aceleași sfaturi? Da. Unul credincios, altul necredincios. Și am spus și în alte ocazii. Acești doi oameni, Samson și Ioan, reprezintă starea poporului Dumnezeu în zilele din urmă. Unii care vor nesocoti spiritul profetic, care vor nesocoti îndrumările lui Dumnezeu date prin spiritul său. Unii care vor nesocoti condițiile în timp ce pretind binecuvântările. Și la un moment dat spune Scriptura, nu știa despre Samson, nu știa că Dumnezeu îl părăsise. Și astăzi este starea aceasta în biserică. Duhul lui Dumnezeu poate să fie replecat din multe biserici. În timp ce noi nu știm. Și serviciile divine rulează. Și cântăm, ne închinăm, ne rugăm. Scum, frați, Dumnezeu să te ajute pe tine și pe mine să fim credincioși în lucrul încredințat. Amin. Amin. Aș vrea să ne rugăm și apoi vom asculta unii. Scumpul nostru, Tată. Îți mulțumim că în această ocazie ai vorbit inimilor noastre și personal recunosc că mi-ai vorbit mie. Ajută-ne să nu fim tentați să ne gândim la ceilalți și ajută-ne ca fiecare să ne gândim dacă suntem credincioși în lucrul încredințat. Te rugăm să ne ierți că și cu siguranță niciunul până acum nu ne-a îndeplinit cu credincioșie în datorile cu care tu, pe care tu ni le-ai dat. Dar, Doamne, noi privim spre harul Tău și privim, Doamne, nu că suntem mai buni ca alții și nu că merităm, ci privim spre Tine. Pentru că Tu ești iubitor și ești doritor să reverși peste noi Duhul Tău ca să fim întăriți și să, stăm, să putem sta în picioare înaintea Ta și înaintea oamenilor. Fă lucrarea aceasta care ai făcut-o în Ezechiel. Fă lucrarea aceasta care ai făcut-o în Ioan și prin Ioan. Fă lucrarea aceasta în fiecare dintre noi. Tată, dacă în ocazia aceasta, în prezentarea aceasta pe care am făcut-o, a fost vreo atitudine nepotrivită din partea mea, dacă a fost ceva firesc și carnal, te rog, Tată, să mă ierți. Te-am rugat în numele Domnului Hristos. Amin.